Dragii mei frați și surori, am încă o dată ocazia și în dimineața aceasta, înaintea dumneavoastră, să afirm acele cuvinte care consider că sunt minunate și este un adevăr și vreau să spun împreună cu dumneavoastră ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în dimineața aceasta suntem în locul acesta și m-aș bucura ca și în dimineața aceasta, ca și altă dată, cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească așa cum voiește El. Nu noi, nu oamenii, nu pregătirea noastră, nu înțelepciunea noastră, nu iscusința noastră, ci Duhul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbește Duhul lui Dumnezeu, știm că cuvântul Lui se duce acolo, în locul în care numai Dumnezeu are acces. În inima omului. Și aș vrea ca în dimineața aceasta, cuvântul Lui să pătrundă în inimile noastre. Să sfărâme orice bulgă, să sfărâme orice amărăciune. Și orice lucruri care ne-ar depărta de Hristos. Amin. Amin. Înainte să vorbesc din acest cuvânt, nu ca o introducere, ca o remarcă în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un gând. Cu câteva vreme în urmă, am auzit pe un om care spunea de pericolul care îi paște pe creștini în secolul 21 și mai cu seamă în vremea noastră. Și vorbea despre un lucru care nu m-am gândit și poate nici dumneavoastră nu v-ați gândit la acest lucru și la acest pericol. Și dumnealui spunea în felul următor. Unul dintre marile pericole care îi paște și îi amăgește pe creștini în vremurile noastre, este că atunci când citesc ei însăși personal din cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc dar ca și cum cuvântul lui Dumnezeu în orice parte a Scripturii îl citesc. Parcă nu este pentru ei. Parcă este pentru cineva altcineva. Și mintea lor își găsește o persoană și spune, oare dacă persoana cu tare ar citi de aici, ce bine i-ar primi. Mai mult de atât, spune acea persoană, se întâmplă și în adunare. Când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu de la anvoane, foarte des se întâmplă că noi creștinii care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, mă includ între dumneavoastră, spune, dacă ar fi persoana cu tare aici, că Dumnezeu pentru ea a vorbit expres. Sau mai mult de atunci, de atât, sunt părinți care stau în adunare și se uită la tinerilor, la copiilor. Oare ia aminte la ce se vorbește de la avon? Căci cuvântul este pentru el. Și spunea această persoană, este un pericol mare, dragii mei frați și surori. Să nu luăm cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ne-ar vorbi nou. Eu mă rog lui Dumnezeu în dimineața aceasta ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia în parte. Și cred și am toată certitudinea că dacă avem această dorință, Dumnezeu care este în stare să deschidă cerurile, poate să trimită cuvântul. Eu cred și am toată certitudinea că Dumnezeu în dimineața aceasta poate să facă o oază în biserica noastră. Amin. O să ridice suflete, o să îmbărbăteze suflete, o să vindece suflete, să dezlege suflete și în același timp poate să mustre suflete. Amin. De aceea vă cer dumneavoastră și mie și celor al care suntem aici să băgăm de seamă la cuvântul lui Dumnezeu. Să-L însușim nouă. Să-L trăim. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalm 119. Strâng cuvântul tău în inima mea.
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Oare dacă de fiecare dată ar fi pentru altcineva cuvânt, și când îl citesc, și când îl aud, predicându-se, oare cum aș putea să-l strâng din inima mea? Facă Dumnezeu în dimineața aceasta cuvântul să ne pătrundă inimile noastre. Amin. Și să ne dea viață. Amin. Amin. Aș vrea să mă apropii de acest cuvânt care s-a citit în dimineața aceasta și n-aș vrea să mă opresc numai la textul care l-a citit aici fratele Iosif. Această epistolă către Efeseni are doar 6 capitole. Și am citit toată epistola ca să înțeleg mai bine contextul în care Apostolul Pavel, care era întemnițat la Roma, a scris această scrisoare către Efeseni și, dacă bine am înțeles, și către Coloseni era aceasta. Și până la urmă, și pentru biserica din Laval este această epistolă. Și a remarcat un lucru. A remarcat că această epistolă se împarte cel puțin în două. Și prima parte, cel puțin până în capitolul 3 până la sfârșit, parcă dezbate poziția creștinului în Hristos. Care este poziția noastră în Hristos? De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc de două lucruri. Poziția noastră în Hristos, primul lucru, și apoi al doilea gând care l-am în dimineața aceasta este practica vieții noastre ca să dovedim această poziție că suntem în Hristos Iisus. Aș vrea să aduc doar câteva informații tehnice cu privire la această cetate de Efes. Să vorbește mult despre ea. Vorbe mult despre epistola din Efes. Aș vrea să vă spun că acest oraș era puțin mai mic decât Laval în vremea aceea. Se spune că avea vreo 300 de mii de locuitori. Și era un oraș prosper. Un oraș bogat din punct de vedere material. Dar precizam, duminica trecută am fost la frață din Ottawa și aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Ceea ce eu am remarcat și ceea ce Biblia și Scriptura ne învață și putem să tragem o învățătură. Atunci când oamenii o duce bine material, când omului nu-i lipsește pâinea de pe masă, când omului nu-i lipsește toate cele trebuincioase, se întâmplă așa de des că trupul o duce bine, dar suferința sufletului este iminentă. Sufletul suferă. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, veți vedea poporul lui Israel atunci când era în belșug, când avea belșug de pâine, când nu trebuia să se gândească poate pentru ziua de mâine, în loc să se apropie de Dumnezeu, să depărta. Pentru că ce se întâmplă în starea aceasta? Să naște în inima omului o autonomie proprie. Și omul spune, am 100 de mii de dolari în bancă. Nu mai trebuie să mă rog pentru un loc de muncă. Nu-i așa? Am un loc de muncă care muncesc de 18 ani acolo. Nu mai trebuie să mă rog pentru el. Că doar dacă mă dă afară patronul, îl duc în tribunal. Și îmi dă el mulți bani. Și omul atunci evită să se roage și pentru asta, și pentru asta, și pentru asta. Și încet, încet, omul se departe de Dumnezeu. Dar omul când ajunge la necaz, spuneți-o dumneavoastră din propria experiență, ajungi într-un colț, ajungi în boală, în suferință, ajungi fără un loc de muncă, ajungi în nenorocire, cum spunem noi. Te-ai interesat peste tot să-ți rezolvi problema și nu ți-a rezolvat-o nimeni. Te uiți spre cer și zici, atunci te aduci aminte de Dumnezeu și spui, de acolo vine izbăvirea. Dar oare vine izbăvirea numai când ești în sărăcie? Sau în necaz? Oare vine izbăvirea numai când ești în probleme? Izbăvirea o dă Dumnezeu tot timpul, lăudat să fie numele Domnului.
De aceea spun această cetate, Efes, din punct de vedere material era foarte bogat. Dar aș vrea să vă spun ceva. Era o cetate pădână. Era o cetate pădână cum nu se putea mai mult. Spuneau ei, aveau acolo un templu a zeiței Diana, fertilității. Și știți ce credeau cei din Efes? Că chipul ei a căzut din cer. Și era o cetate pădână. Dar acolo în mijlocul lor era o biserică. Biserica aceasta din Efes. Și Pavel Apostolul a vrut ca să le aducă aminte acestor oameni atunci când el era în închisoare în Roma. Și le-a adus aminte, vrea să le aducă aminte acestor oameni de felul în care ei au ajuns în poziția în Hristos Iisus. Și Apostolul Pavel în prima parte a acestei epistole le vorbește și le spune așa, în capitolul 2 cu versetul 1, voi erați morți în greșalele și în păcatele voastre. Cu alte cuvinte, uitați-vă cu băgare de seamă la cei din jurul vostru în păcatele care trăiesc. Și voi erați ca și ei. Și putem să citim mai jos. În care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultări. Să băgăm de seamă. Între ei, eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar, să fim atenți ce le spune Apostolul Pavel aici. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și le aduce aminte. Nu prin faptele voastre și prin vrednicia voastră. Prin har sunteți mântuiți. Lăudați să fie numele Domnului. Acest prim gând care vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, așa cum a spus, este un gând. Poziția noastră în Hristos Iisus. Noi eram morți în păcatele noastre, așa cum erau și efeseni, cum erau și coloseni, și cum de fapt erau toți oamenii. Dar Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a dus la viață. Atunci când fiecare dintre noi poate am făcut demersurile să ajungem în Canaan, ne-am dorit mult și poate n-am evitat niciun efort și niciun sacrificiu să dobândim această cetățenie. Și atunci poate când am primit viza sau când am primit cetățenia, poate cel puțin o perioadă am fost cei mai bucuroși oameni. Sau cel puțin a fost o zi în viața noastră în care ne-a marcat această reușită. Și ne-am bucurat. Și venind aici, și trăind aici, poate ne-am dat seama repede că de fapt tot pe pământ suntem. Că de fapt și aici sunt necazuri. Și aici sunt probleme. Și aici sunt oameni săraci. Și aici sunt oameni bolnavi la spital și doctorii dau din numeri și spune, nu mai am ce să-ți fac. Și îi trimite undeva într-un salon și aranja tot frumos că-i pregătiți ca să moară. N-ați fost niciodată. A fost odată la cineva aici. În felul acesta. Și când m-am dus acolo în salon, am crezut că sunt într-o casă de lux. Așa bine aranja cu sofe. Dar persoana care era în cauză își dădea ultimele suflări. Sărăcia și aici este. Măcar ne că ne-am bucurat pentru această țară. Sărăcia și aici este peste tot. Am fost în vara trecută undeva în Virginia și cei care au fost acolo pe malul mării este ca o alee mare de beton unde se plimbă oameni. Și într-una din sări când ne-am plimbat acolo erau bănci pe partea dreaptă și erau oamenii care stăteau și se uitau la ocean. Trecând pe lângă o bancă, am văzut un om în vârstă care era destul de bătrân.
Și mi-a zis în engleză, dă-mi ceva să mănânc, că n-am ce să mănânc în seara asta. M-am întors și m-am uitat, nu era un om sărac. Nu era un om, să zicem noi, al străzii, care stă în stradă și cine știe ce face cu banii care îi dai sau cu mâncarea. Era un om, într-adevăr, în nevoie. Un om bătrân, ca și cum ne-am vedea tatăl nostru acolo. Și când am auzit, parcă m-a lovit ceva în cer. Și mi-a zis, întoarce-te înapoi. Și de să mănânci. M-am întors și am dat ceva bani și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă. Ce am vrut să spun prin aceasta? Ne-a luptat într-o țară care, de fapt, nici noi nu place de ce nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, în capitolul 2, în versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Aș vrea să vă spun, frați și surori, țara noastră, oricât de mult am apreciat noi Canada, țara noastră nu este aici. Vine vremea când o părăsim și pe aceasta. Dar ne așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, împărăția ta este o împărăție veșnică și domnia ta va dăinui toate veacurile. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Ați văzut și am băgat de seamă toți fratele Iosif Otis. Haideți să ne rugăm pentru țara aceasta. Și o să ne rugăm cât o să trăim noi pentru țara aceasta. Dar aș vrea să vă spun. În Hristos Iisus și în țara în care Domnul Iisus Hristos ne-a promis, niciodată nu o să trebuiască să te mai rogi pentru cei care o conduc. Pentru că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu, El este stăpân acolo. Lăudați să fie numele Domnului. Acolo nu va fi nicio nedreptate. Acolo nu vor mai fi oameni care să cerșească. Nu vor mai fi oameni care să ne rugăm pentru ei că sunt bolnavi. Nu vor mai fi oameni săraci. Aceasta este țara care Dumnezeu ne-a promis. Aceasta este țara și în Domnul Iisus Hristos. Acest gând aș vrea să-l închei aici. În Domnul Iisus Hristos Dumnezeu ne-a pus prin jertfa Lui. Și aș vrea să rămânem în această stare de har. Nu prin faptele noastre, ci prin har suntem mântuiți. Lăuda să fie numele Domnului. Al doilea gând care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este felul nostru în care trebuie să dovedim că suntem în Iisus Hristos. Oare este destul ca să crezi și să rămâi la aceste lucruri și să trăiești după placul tău sau după placul meu? Aș vrea să vă spun ceva. În capitolul 4 cu versetul 1, Pavel Apostolul ne spune un lucru foarte interesant. Și aș vrea să îl luăm ca un sfat și noi, nu numai cei din Efes. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care ați primit. Amin? Amin. Dragii mei, frați și surori, aici se ascunde o taină nepătrunsă a lui Dumnezeu pentru mulți oameni din vremurile noastre. Să te porți vrednic pentru chemarea care ai primit. Mi-aduc aminte când am plecat din România, fratele Gheorghe Crișan, care era păstor acolo în biserică, unde am venit eu din Cluj, din biserica Garbați, mi-a dat două sfaturi. Și a spus așa, primul dintre ei, să-l porți cu cinste numele de creștin. Niciodată purtarea ta să nu te dea de gol că tu nu ești creștin. Să nu spătezi numele acesta de creștin. Să nu zică cei din jurul tău, tu nu mă vorbești, dar tu nu ești creștin. Și spunea să-l porți cu cinste numele de creștin și fără de rușine. Să spun tuturor că tu ești creștin.
și să dovedești prin purtarea ta. A doua, nu vă mai spun, este mai personal. Dar aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, frați și surori, fiecare dintre noi, îl purtăm cu cinste numele de creștin? Oare nu de multe ori l-am pătat? Când am citit aici partea a doua a acestei scrisori al lui Apostolul Pavel, m-am gândit, parcă n-ar suna ca fiind pentru biserica această epistolă. Pentru că Pavel Apostolul spune aici, de aceea lăsați-vă de minciună. Dar oare se poate ca un creștin să mai mintă? Oare se poate? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și aș vrea să revin înapoi la începutul acestei epistole. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că după ce ne-a înviat împreună cu Hristos și ne vom lua parte cu El la locurile cerești, spune cuvântul lui Dumnezeu și voi după ce ați crezut cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. Aș vrea să vă spun, frați și surori, dar oare mai este nevoie după tot acest efort al lui Dumnezeu și această mare lucrare care a făcut-o pentru noi, oare mai este nevoie să ne spună să ne lăsăm de minciună? Aș vrea încă o dată să ne punem această întrebare. Suntem noi vrednici pentru numele care îl purtăm? Aș vrea să vă zugrăvesc înaintea dumneavoastră o imagine care nu mă uitau niciodată. Și mă refer mai cu seamă să mă înțeleagă cei care sunt de anii mei. Sau puțin mai mari. Dacă vă aduceți aminte în România când erai soldat, atunci când purteai hainele acele roșii, ieșai afară din unitate. Parcă oamenii din jurul tău, cetățeni, și pe autobuz, și pe stradă, și peste tot, parcă oamenii aveau un respect față de tine. Pentru că se puteau că într-o zi tu ai depus un jurământ. Și printre alte cuvinte în acel jurământ, știți ce se includea? Spunea așa, trebuia să pui mâna ori pe inimă, ori pe arma care aveai în brațe și spunea așa, jur credință patriei mele România și jur să o apăr chiar și cu prețul vieții. Era un jurământ care fiecare soldat trebuia să-l depună la 45 de zile după serviciul militar. Și când ieșai afară din acea unitate, oamenii din jur te vedea și știa, este o persoană care într-o zi o jura credinței și oamenii ăștia, în caz că vine cineva peste noi, ei sunt primii care sunt sacrificați. Am făcut o parte din armată la capul Media, lângă orașul Nevodar. Și s-a întâmplat odată că unii soldați au ieșit noaptea din unitatea militară. De fapt, era un poligon mare de trafic. S-au dus în localitatea Năvodare acolo și au făcut niște lucruri care nu erau vrednice pentru hainele care le purtau. Oamenii de acolo au făcut plângere la baza militară și după câteva zile, într-o dimineață, mi-aduc aminte și acum de comandantul unități, i-au scos în față după ce i-au pun zero pe tot și au spus așa, nu sunteți vrednici pentru hainele care le purtați. O spus așa, dacă aș fi în locul vostru, mi-ar fi o rușine așa de mare, încât aș intra în pământ, aici în mijlocul platoului. Pentru că purtați hainele de soldat, vi s-a oferit cinstea de soldat și n-ați fost vrednici pentru hainele care le purtați. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune așa cum am citit. Să fim vrednici de numele care îl purtăm. Dragii mei, frați și surori, credem noi că ne-am forțat așa de mult ca să nu ne fie rușine de numele de creștini? Sau poate de multe ori se întâmplă că ne întâlnesc pe stradă oameni și oameni care poate nu sunt credincioși ca noi.
Și poate spunem, trec pe partea cealaltă să nu mă întâlnesc cu El, să-mi reproșez de ceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în epistola aceasta care s-a citit, le vorbește acestor efeseni Apostolul Pavel și le spune despre cei care nu trăiesc în voia lui Dumnezeu, despre cei care îi vedeau în fiecare zi. Și spunea că sunt niște oameni stricați în mintea lor. Niște oameni, zice, care sunt călăuziți de Duhul lumii acesteia. Și Apostolul Pavel spune, știți ce spune, care m-a marcat? Un cuvânt care m-a marcat și vreau să vă marcheze și pe dumneavoastră. Spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Oare cum l-am învățat noi pe Hristos? Oare cum ne-a învățat pe noi Hristos când ne-a scos din groapa mocirilei? Ar vrea să ne aducem aminte, frați și surori, de unde ne-a scos Dumnezeu? Mi-aduc aminte de un frate care îl cunosc și acum n-am să vă spun unde este. Și stând odată de vorbă cu dumnealui, acum este în vârstă, are anumiți ani, mi-a spus, n-am vrut niciodată. Niciodată n-am vrut să ascult nici pe maică mea când a fost copil și n-am vrut să ascult nici pe nevastă mea după ce m-am căsătorit. Spunea dumnealui, eram oarecum clunul colegilor mei de muncă. Le făceam tot de pe plac ca să-i distrez pe ei. Îmi stricam salariul. Și făceam atâtea și atâtea rele. Om adult cu copii. Și spunea el, de câte ori s-o auzim pe soția mea când se roagă pentru mine? Mă duceam și o loveam când era pe genunchi. Și spuneam, nu mai vreau să fac numele meu în gura ta. Dar spunea el, l-am cunoscut pe Hristos într-un loc unde n-ar vrea să-L cunoască nimeni. Și într-un mod în care n-ar vrea să-L cunoască nimeni. Spunea dumnealui, într-o zi eram pe motociclet, undeva prin Baia Mare. Și Dumnezeu mi-a dat întâlnire pe motociclet. Dar spunea dumnealui, știți unde mi-a dat întâlnire? Într-un tractor și remor. Până m-am trezit pupa de spital, neputincios. Dacă până atunci le făceam pe toate și distram pe colegii mei. Și le făceam pe plac. Și păcătuiam și păcatul n-avea culme. Spunea, dacă până atunci atunci nu mai puteam să fac nimic. Și stând zile întregi și poate luni de zile acolo, la un moment dat i-am spus lui nevastă mea, cum mă duc de-a căci de la biserică, de la tine. Că colegii mei pe care i-am distrat nici nu au venit să mă vadă. Tu te adui pe ei. Și poate Dumnezeu va avea milă de mine să mântuiască. Scurt. S-a dus soția lui, i-a dus pe frate, s-a rugat pentru el. S-a mărturisit. Și s-a întors la Dumnezeu. Și astăzi este mântuit. Este un om în vârstă, poate are vreo 70 de ani acum. Așa am cunoscut el pe Hristos. Pavel Apostolul spune acestor efeseni, voi nu l-ați cunoscut pe Hristos în felul acesta să trăiți în felul lumii. De aceea, spunea el, lăsați-vă de minciună. Cine fură să nu mai fură. Dar, frați și surori, aș vrea să vă spun ceva. Și aș vrea să ne gândim la aceste lucruri. Oare are rost să vorbim despre aceste lucruri în Biserica lui Dumnezeu? Oare are rost să vorbim niște oameni mântuiți botezați de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, niște cetățeni ai cerului. Are rost să mai vorbim de minciună? Oare are rost să mai vorbim de furat? Ne pretindem că suntem cetățeni ai cerului. Și suntem. Suntem cetățeni ai cerului prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar întrebarea mea revine din nou. Mai are rost să vorbim de aceste lucruri de care Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ne-a curățat? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mai are rost. Mai are rost și în fiecare zi trebuie să ne pocăim. Lăsați-vă de minciuni. Și fiecare dintre voi să spuneți aproapelui nostru adevărul. Aș vrea încă într-o paranteză să mă îngăduiți acest lucru.
cu câțiva ani în urmă am vorbit într-o zi cu o persoană, cu un canadian de aici, și îmi povestea cum vecin de-a lui îl și fura și și mințea în același timp. Și spunea el, era toamnă, mi-am comandat lemne de iarnă și mi l-am pus pe marginea casă. Nu era iarnă între mine și vecinul. Când o veni iarna, am început să bag pe foc. Dar am văzut că lemnele se termină într-un ritm mai alarmant de cum le ardeam el. Și la un moment dat i-am spus lui soției, tu vinzi din lemne? O zi, nu vând. Dar cum se face că se termină repede? Spus, nu știu. Și l-am văzut pe vecinul meu, care era nou în cartier. Când o veni, spunea el că o vară înainte, l-am învățat cum să-și curgă iarba, l-am învățat cum să-și aranjeze piscina și m-am gândit, poate nu știe nici cum stă treaba cu lemnele. Să gândește că dacă nu-i gardă între noi, sunt doar șoale lui. Și l-am abordat într-o zi și l-am întrebat, auzi, nu cumva tu te folosești și de lemnele mele? Că mie mi se pare că se termină ca repede, mai repede decât anul trecut. Și mi-a spus, nu. Eu nu-ți ating lemn. Spunea el, avea și mine. Și culmea că îi ieșa foc. Îi ieșa fum pe șemine. Și mă întrebam, dar acum de unde arde? Probabil și arde ziarele din casă. Spunea, nu putea să mă duc în garaj să văd dacă are lemn. Și în felul acesta, spunea el, mă și fura și mă și mințea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, n-aș vrea să fie cel mai bun exemplu acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune fiecare dintre voi să spuneți aproape lui vostru adevărul, frate. Amin, frate și sărut. Să știți că numai felul acesta vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mincinoși. Acolo ne-a sărut. N-aș vrea ca cineva să creadă că vorbesc expert pentru o persoană pentru că nu o să fac niciodată lucrul acesta. Dar aș vrea să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și eu cred așa cum este. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine fură să nu mai fure. Se întâmplă oare și între creștini să se fure? Eu nu știu, poate se întâmplă. Aici la noi în biserică nu s-o plâns nimeni. Dar să ferească Dumnezeu, să dea Dumnezeu, să nu fie nimeni de felul acesta. Aș vrea să mă opresc, frați și surori, la aceste cuvinte și să mă rog lui Dumnezeu ca în purtarea noastră și în trăirea noastră să dovedim că suntem în Hristos Iisus. Dacă primul gând al meu a fost ceea ce a făcut Domnul Iisus și Dumnezeu pentru noi, că ne-a iertat și ne-a inclus în planul lui de mântuire, al doilea gând este ceea ce partea noastră care trebuie să o facem pentru mântuirea noastră. Să trăim o viață sfântă și curată în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Spuneam la început, frați și surori, că pasajul acesta pe care l-am citit din Epistola către Efeseni este un pasaj deosebit de bogat. În fiecare verset al lui sunt o mulțime de învățături frumoase pentru noi toți. N-am să vă vorbesc despre întemeierea bisericii din Efes, doar atât aș aminti că i-a luat ființă în urma slujirii Apostolului Pavel. Apostolul acesta a rămas o vreme în Efes, a slujit cu credincioșie, a propovăduit Evanghelia și a învățat pe oameni calea lui Dumnezeu. Trecut o vreme și Pavel a plecat de acolo și lucrurile, așa cum se întâmplă de multe ori, degenerează, alunecă, se duc într-o parte sau într-alta. Apostolul Pavel scrie această epistolă care este numită uneori Epistola Bisericii. În ea vorbește despre multe lucruri care se întâmplă în biserică și cum ar trebui să fie el. E surprinzător faptul să vezi că Apostolul Pavel le mai dă asemenea sfaturi creștinilor. Le spune că ei, odată ce s-au întors la Dumnezeu, au primit Evanghelia, s-au predat Domnului Iisus, îl iubesc pe Dumnezeu, au nădejdea mântuirii vieții veșnice. Oamenii aceștia n-ar trebui să se lase prinși cumva vreodată în amăgirea de a
trăi așa cum trăiesc cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Apostolul Pavel folosește aici un cuvânt pe care poate ar trebui să-l lămurim puțin. Cuvântul păgâni. În limba română, cuvântul acesta a intrat prin mijlocirea limbii latine, de unde se trag cele mai multe cuvinte ale limbii noastre. Cuvântul acesta definește o persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Când spui păgân, nu înțelegi neapărat sau nu înțelegi doar un om care nu știe să scrie sau să citească. Pentru că păgân poate să fie și sălbaticul acela care trăiește în junglă și tot păgân poate să fie și omul acela cu costum de ultimă modă care merge pe scaunul din spate al unei mașini luxoase pe Wall Street. Tot păgân este dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Păgân este omul care trăiește indiferent în ce societate, indiferent în ce cultură, dar care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și cu privire la oamenii aceștia, Pavel îi avertizează pe creștinii din Efes și le spune că se petrec cu ei patru lucruri deosebite. Primul dintre lucrurile care se petrec cu un om care trăiește ca păgânii este întunecarea minții. Vorbește aici și zice, având mintea întunecată. Acum vă mărturisesc că am să vă spun ceva care poate vă surprinde. Poate că ați ascultat predici și predicatori celebri care zugrăvesc mintea umană în cele mai ciudate culori. Și unul dintre predicatorii pe care eu l-am prețuit și îl prețuiesc, spunea că mintea minte. Era acolo un joc de cuvinte care sună așa interesant, doar în limba română, în alte limbi nu sună așa. Dacă veți cerceta Noul Testament cu deamăruntul, veți descoperi că mintea omului este o înzestrare foarte importantă. Dumnezeu a pus-o în noi. Însă ea poate să funcționeze bine sau poate să funcționeze rău. Apostolul Pavel, când zice aici, având mintea întunecată, el descrie un proces. Procesul ăsta este procesul întunecării unei minți. Și dacă luminarea minții înseamnă înzestrarea ei cu o capacitate de a înțelege lucrurile, opusul, adică întunecarea, înseamnă pierderea parțială sau totală acestei capacități. Și omul ajunge de nu mai poate să facă deosebire între bine și rău. Uitați-vă la un copilaș care se naște în familiile noastre. Pe măsură ce el crește, la câteva luni nu pricepe nimic. Doar dacă râzi la el și te joci, el râde și el, dar nu pricepe multe lucruri. Dar pe măsură ce crește, ce